Nordul județului Mehedinți este sub asediul viscolului și al zăpezii, iar mai multe localități sunt izolate și rupte de lume. Astfel, pe drumul județean Malovăț-Bobaița-Bâlvănești, drumul este acoperit de zăpadă până la Baia de Aramă. Șoferii au avut multe furcă și unii chiar au rămas blocați în nămeții din cauza că au derapat și au intrat în rigolele acoperite cu zăpadă, cum a fost și cazul unei mașini a Poștei Române scoase din rigolă de către consilierul județean Alin Nicolicea. Nu vezi, Poșta Română e derapată. La intrare în Bâlvănești, o sărăriță a fost la doar câteva clipe de a se răsturna și a rămas suspendată. La primăria Bâlvănești, nici stipenie de om și astfel a fost chemat un utilaj greu de la turnul Severin pentru ca mașina să poată fi scoasă. În comuna Balta, utilajele au cedat și câteva lame de zăpadă s-au rupt. E pornit. Bă, e plugul. Utilajul. Bă, e plugul. N-am cum să-l scoatem pe ăsta. Oamenii din Călimăneștii de sus și din Călimăneștii de jos sunt izolați. Aici nicio mașină nu a trecut să desăpezească drumul comunal. Zăpada ajunge și la 80 de centimetri, practic înnoți prin zăpadă. Oamenii au trimis filmulețele la Galaxy TV. Oamenii din Călinești de sus și din Călinești de jos sunt literalmente izolați. Zăpada este până aproape de genunchi, nu de genunchi. Practic, gândiți-vă dacă e nevoie de o ambulanță, dacă e nevoie de o mașină de pompieri. Pe ce vreme e afară, nici măcar elicopterul nu poate ca să aterizeze, cazul în care oamenii ăștia ar avea o nevoie. Gândiți-vă la aprovizionare. Drumul oricum de la turnul Severin la Baia de Aramă pe varianta Balta este greu practicabil. Stratul de gheață este unul destul de gros, stratul de zăpadă de deasupra gheții este iarăși unul destul de mare. Asta este Consiliul Județean Mehedinți. Noi până acum am reușit să scoatem din nămeți aproape de fără de scos o mașină de poștă. Este iarăși o sărăriță, o mașină de dezăpezire care literalmente este într-un șanț. Acum o să mergem să luăm un șofer care are o volă în apropiere să încercăm să scoatem și această mașină, dar Consiliul Județean Mehedinți nu se vede pe niciunde. Se vede doar zăpadă și indiferență. Gândiți-vă, vorbim despre două sate, nu sunt foarte populate, dar acolo sunt suflete, sunt cetățeni care ar trebui să beneficieze în urma taxelor și impozitelor pe care le plătesc măcar de un pic de atenție din partea edilii. Cum e afară? Frig. E iarnă în toată regula. Nu că mai iau dracu de toată regula. A mai fost până acum așa? Da, mai fost de mult, dar acum ultimii ani n-a prea fost așa. Cum se poate circula? Nu prea bine, da. Asta e. La Călinești? Nu știți, știu ceva? Nu știu. Merg oameni pe acolo, am mers un pic pe drum, am văzut că era zăpada până la genunchi. Nu știu, acolo n-am fost. Păi pe aceea. Cât mergeți până la apă? Un kilometru. Cum e afară? Nu vă e frică? Poate vă rupeți un picior, ce? Prică, nu e frică, mă, dacă n-ai, trebuie să pleci.
V-a luat iarna prin surprindere? Da, ne-a luat prin surprindere și n-aveam apă în bunar, ca în bunar, dar dacă n-am apă în el, a fost seceta asta vară, n-am apă strop. De Călinești, de oamenii de la Călinești, știți ceva? Nu știu, mă, că de parte. Știu așa că sunt câteva căzi, dar altceva nu știu nimic. Se poate merge până acolo sau? Nu, o să merge acum, prin timpul ăsta nu se merge, că nu e pârtea. Mașini de desăpezire, ceva? Nu, mă, s-aduc, dar s-aduc cu greu acum. V-a dat seama că picea merg zilnic. Și tot nu e bine, dar apoi în Călinești. Și în zona de sud a Mehedințiului este prăpăd, mai ales în zona Corlățel, Vlădaia, Bălăcița, Pădina Mare. Și dumneavoastră și cum a spus și domnul prefect, în ceea ce privește dezăpezirea pe drumurile județene, eu ca reprezentant al administratorului drumurilor județene sunt foarte mulțumit de modul în care s-a acționat de o săptămână încoace. Am fost și azi noapte personal să verific modul în care se intervine și chiar destule utilaje pe drumurile județene. Acum eu înțeleg că oamenii vor să circule ca și în condiții de vară, dacă s-ar putea ca asfaltul să fie uscat ar fi ideal, dar nu se poate, pentru că totuși suntem în anotimpul de iarnă.